În ultimele luni s-au înmulțit problemele legate de mașinile parcate neregulamentar pe drumurile publice din Comuna Miroslava. În ciuda atenționărilor, a de circulație și a regulamentelor, șoferii aleg să sfideze legea și parchează autoturismele unde apucă, lăsându-le acolo zile sau chiar săptămâni întregi. În acest sens, primăria Miroslava a gândit un proiect ce are în vedere ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. În cadrul următoarei ședințe de Consiliu Local, autoritățile din Miroslava vor propune un proiect de lege ce visează autoturismele parcate neregulamentar pe drumurile publice și pe șoferii care nu vor să respecte legea. Astfel se vor bloca roțile autovehiculelor sau a remorcilor oprite sau staționate și parcate neregulamentar pe domeniul public al Comunei Miroslava. Vedeți dumneavoastră că măsura pe care trebuie să o luăm este o măsură destul de dură pentru cei care nu au unde să și parcheze mașinile. Dacă până acum am avut destul înțelegeri din partea primăriei și a celor care lucrează în primărie pentru cei care nu aveau unde să-și să, să parcheze mașinile, de acum încolo vom fi un pic mai duri, pentru că atunci când au achiziționat construcția lor sau locuința, unde, locuința lor, trebuia să fie atenți și să vadă, să, să spună dezvoltatorului sau vânzătorului anumite întrebări. Deși nu s-a dorit luarea unor astfel de măsuri mai dure, primăria s-a văzut nevoită să gândească un astfel de proiect. Nu este problema noastră, drumurile publice nu trebuie blocate, vine iarna când avem, probabil iarna va fi cu zăpezi, noi trebuie să ne luăm măsuri din timp. Șoferii sunt sfătuiți ca locul de parcare să fie una dintre facilitățile negociate cu dezvoltatorii imobiliari înainte de achiziționarea unui nou imobil.